Lumina lui Hristos, acum perioada pe masa a postului Paștului și ne pregătim pentru a lua lumină. Când ne ducem la preotul și de lumină, și nu numai cea materială, ci și cea duhovnicească, atunci este învierea și luminarea și a sufletelor noastre. Acum încă leacă de întuneric, afară mai retem, vedem, ne rugăm, încă nu-i verdeață, apare iarăși așa, mai ne mai uităm la florile care ne mai bucură pe în casă, dar de acum se începe primăvara, așa, mai frumos, mai abundent, am și în culoare și soare mai mult, o să bănuiesc că o să ieșiți toți prin criză, dacă este cineva și o să găsiți așa un orientir frumos în viață în care slujiți aproapelui și lui Dumnezeu. Amin.